sunt foarte ustile. Sunt tineri care au venit și vin lângă noi și vor să facă politică. Ceea ce este bine, că la un moment dat trebuie schimbat tot ce a fost până acum cu o nouă garnitură de politicieni tineri care au o altă gândire. O gândire sănătoasă, o gândire vestică. Tinerii din Călăraș sunt soluția, au expertiza ei necesară pentru a conduce, să spunem, o administrație publică, pentru a fi un consilier sau, de ce nu, și un parlamentar călărășean? În orice caz, tinerii este bine și așa este și la noi, tinerii din Călăraș au pe lângă ei și oameni cu experiență. Că nu poți să ai experiență dintr-o dată, dar este bine că se implică. Experiența se capătă. Faci 2, 3, 5 ani, treci prin niște alegeri, capeți experiență, capeți curaj și poți să ajungi să faci politică de vârf. Ceea ce este bine pentru Călăraș, numai. Este bine pentru țară să vină tineri cu o altă gândire și să răstoarne tot ceea ce a însemnat până acum monștrii politicii românești. Domnule Dumbravă, duminică se votează președintele țării. Cum evaluați pe candidații care s-au înscris până în prezent? Cum evaluați campania electorală care ați văzut-o aici în Călăraș? Și ce recomandări ați da pentru călărășeni? În primul rând, eu am o mare simpatie și cred în omul Mircea Diaconu. Îl voi vota și recomand tuturor celor pe care îi cunosc și nu numai să voteze Mircea Diaconu. Și spun și de ce. Un om independent. A demonstrat-o și este într-adevăr un om independent. Un om care ne-a spus de atâtea ori la televizor, ne spune de atâtea ori prin intermediul rețelelor de socializare cum trebuie să fie un președinte, trebuie să fie președintele tuturor românilor, nu președintele PNL-ului, nu președintele PSD-ului, nu președintele nu știu cărui partid, să fie partizan ideilor acelui partid, da? Și să creeze ceea ce s-a creat în România de astăzi, adică dușmănie, dezbinare, avem nevoie de un om care să facă să dispară aceste lucruri. Avem nevoie de un om care să ne unească în gândire, să fie aproape de guvern, să fie aproape de premierul care o fi, cel care o să fie. Numai așa am putea să ieșim din sfera asta de dușmănie în care se află politica românească. Și un om care poate să facă acest lucru este categoric Mircea Diaconu. Îl votez pe Mircea Diaconu și, repet, recomand tuturor celor care mă cunosc și celor care nu mă cunosc să voteze cu Mircea Diaconu.